Conversația a avut loc la 6 zile după ce președintele american Joe Biden a vizitat prințul în Arabia Saudită, sublinind importanța regatului pentru Washington și Moscova, într-un moment în care războiul rus din Ucraina agită piețele mondiale de energie. Scrie: situația actuală de pe piața mondială a petrolului a fost analizată în detaliu. A fost evidențiată importanța coordonării la OPEC, a spus Kremlin. Să a remarcat cu satisfacție că țările care participă la acest format își îndeplinesc constant obligațiile de a menține echilibrul și stabilitatea necesară pe piața mondială a energiei. OPEC reunește organizarea țărilor exportatoare de petrol cu un grup de alți producători conduși de Rusia. Kremlinul a spus că cei doi lideri au discutat și despre extinderea legăturilor comerciale și economice și au făcut un schimb de opinii cu privire la situația din Siria.